Autoritățile locale sunt în grafic cu pregătirile pentru această perioadă, după ce se vor încheia manifestările dedicate Zilei Naționale. Odată cu lăsarea serii vor fi aprinse și luminile de sărbătoare montate în oraș. Între timp, brazii din centrul orașului și din Crângă au fost împodobiți, iar mâine vor fi luminați începând cu ora 17:30. Brăduțul este adus ca fiecare an din Harghita, din pădurile lupenilor. Doi am adus, de fapt, și la Orășelul Copiilor este unul tot la fel de frumos. Mâine seară dăm drumul la iluminatul festiv, cu buton, așa cum se obișnuiește acum în toată România. Și tot mâine se va deschide și târgul de sărbători. Tot mâine în piața Dacia își vor expune marfa și producători veniți din toată țara. Până la sfârșitul lunii decembrie, 15 comercianți de produse tradiționale românești vor îmbia buzoienii cu bunătăți. Pe de altă parte, comercianții buzoieni care vând cadouri specifice sărbătorilor de iarnă își vor instala standurile în apropierea bazarului. Pe platoul Dacia am dorit și chiar o să organizăm un târg de sărbători așa cum ar trebui să fie peste tot și cum se întâmplă de fapt în Europa civilizată, aprobat, și încercăm să-i ajutăm și pe acei cetățeni care sunt tot ai noștri să-și desfășoare o activitate comercială în condiții mai ieftine. Dacă aici o căsuță este semnificativ ca preț, noi am acordat doar domeniul public și ei o să-și pună corturi și o să încercăm să-i ajutăm și pe ei. Și Orășelul Copiilor urmează să fie la dispoziția buzoienilor. Acesta își va deschide porțile odată cu începerea vacanței de iarnă a elevilor.